Dacă vânturile firii suflă cu amenințare, nu vă frice, nu-i departe ziua de întâmpinare. Dintre sutele de cazuri, dintre câte ni se scrie, iată-l de această dată pe profetul vechi Ilie. Un israelit de seamă, plin de râvnă și de zel, cum insistă, cum se vagă sus pe muntele Carmel, omul care prin credință a umblat și a trăit, până când în sfântă navă sus la cer a fost răpit. Elisei striga într-una, vai, părinte, vai, părinte, dar zadarnic, căci Ilie a zburat spre locuri sfinte, tot mai iute, tot mai tare, tot mai sus zbura în zare, carele de foc și caii Dumnezeului cel mare. Iată căile lacteii au rămas mai jos în spații, galaxiile, spirale și corsare depărtați, toate au rămas în urmă, supernove mari și grele, măreția siderală cu nenumărate stele. Universul impecabil este străbătut întins de săgeata care urcă tot mai sus în necuprins. Cerul cerurilor pline cu puzderie și roiul, dedesubt întâia treaptă și întâile cu voiuri. Iar deasupra alte ape, alte dimensiuni și spații, sânul lui Avram sau cerul unde stau răscumbrații, între cele două sfere și întinderi colosale, este golul ce desparte lumile spirituale, golul care numai caii cei de foc îl pot străbate, cu enou apoi vie, și atâtea milioane suflete din băi salvate. Pavel însă și mai falnic, el străbate și mai sus, până în al treilea cer, de unde a venit la noi Iisus. Mintea obosește pică, nu mai poate să străbată strălucirea fără seamă, înălțimea nevisată. Numai Domnul, prin credință, forța care ne strămută, ne arată frumusețea ochilor nemai văzută. Cai de foc și cale sfinte, nu e vals, cuvântul scrie. Domnul l-a răpit deodată pe tâșbitul, pe Ilie. Domnul l-a ascuns o vreme într-un loc de taină plin, în căminul fericirii, unde nu există chin, unde nu există moarte, căci Ilie a venit după atâția ani de zile cu Iisus s-a întâlnit. El a coborât din sor și din patria cerească, cu Iisus Hristos pe munte, pe Tabor să se întâlnească. Apoi când s-a dus și unde, ucenicii nu i-au spus, doar că s-a întâlnit cu Domnul Mântuirii, cu Iisus. De atunci mii de ani trecură, după cum în carte scrie, de când Duhul Sfânt puterea îl răpise pe Ilie. Elisei vorbea în taină fiii unor văzători, știi că Domnul îl răpește pe Ilie sus în loc? Știm și noi, dar nu e voie să se spună de ștăcere. Fraților, când vine Domnul la întâia înviere, Elisei sau frații noștri care așteaptă azi venirea vor fi înștiințați de Domnul că va fi pe nor răpirea. Toți vor ști, dar numai unii vor avea atunci prilejul, cum a fost răpit Ilie, să-i răpească sus vârtejul. Știm și noi că vine Domnul, știm că va veni răpirea, de aceea înainte și în sus să avem privirea. Haideți să învingem balii în numele Lui Iisus și să ne rugăm să vină pe altare foc de sus. Să venim cu insistență stăruind în rugăciuni, ca să dea Domnul ploaie, har cu semne și minuni. Domnul să ne dea din cerul ieri să ne trimită roba, Duhul Sfânt să ne îmbrace ca pe Elisei mantaua.
și să mergem înainte, fie drumul cât de greu, până la Horebul veșnic în muntele lui Dumnezeu. Fraților, n-aș vrea să trecem peste cele arătate, peste spusele Scripturii sfinte și adevărate. Știți că după ce Ilie a plecat, a fost răpit, unii au pornit să-l caute, însă nu l-au mai găsit. După ce va fi răpirea, mulți își vor desprinde somnul. Unde-i mama? Unde-i tata? Unde-s? Au plecat cu Domnul. Unde-i fica mea iubită? Unde-i fiul meu iubit? Unde-s? Au plecat cu Domnul. Astă noapte i-a răpit. Unde-i soțul meu? Vai, Doamne! Astă noapte a plecat. Iar în altă casă soțul va rămâne jos în pat. Vor striga în disperare frații de la telefoane, iar în adunări, păstorii nu mai urcă la vale. Cum să urce, căci cu pietre îi vor nimici cei duri, fiindcă nu le-au spus întocmai adevărul din Scripturi. Vino, soră, vino, frate, vino, lasă șovăria, nu mai sta în chipul lumii, vino ca să prinzi răpirea. Nu mai stați în duc de piatră și în căldicele ape. Domnul vine, Maranata, iată, timpul e aproape. Nu mai săvârșiți păcate, nu mai faceți urăciuni, ca Elie, ca profetul, stăruiți în rugăciuni. Iată carne și caii și dulteciul stâng și nori. Înturând pe plaiul sfinte, ne-au luat cu toți în zborul. Tu, Ilie, tu, Marie, tu, iubitule Daniele, tu mai sta pe țărmul fricii, ia-ți mantaua să zbori spre stele. Nu mai sta pe țărmul fricii ca și Elisei, sărmanul, ia-ți mantaua de la Domnul ca să poți trece Iordanul. Doamne, Domnul după tine ne-a întors în sus privirea. Nu mă vrea să pierdem timpa când va fi pe noi răpirea. Nu am vrea ca să rămână nici copii, nici părinții în momentele răpirii, când spre cer zbura vor sfinții. Nici păstorul și nici turma și nici oile răstrețe. Nu am vrea ca să pierdem clipa și momentele mărețe. Când ai trăit din cimitire în viață într-o clipită, vor zbura uniți cu frații care încă n-au murit. Căci și Moise și Ilie pe tabor s-au întâlnit. Fă-ne dar pe toți, Ilie, oameni pregătiți de zbor, când cu glasul de arhanghel vei chema pe-al tău popor. Amin. Amin.